Tasted like a cherry pop, pop, pop. Fată sau băiat? Cred că e băiat, nu știu. Dimineața Blană, de la 7 la 10, la Pro FM. Fii atent, Alexandra, yeah, că avem și un joc. Așa, de-abia așteptam momentul ăsta. Jocul nostru, dacă n-ai auzit de el, ai auzit oare? Stai așa. Nu știu dacă ești pregătită. Se numește Cântărețul Secret. Așa, da. Așa, da. Și? Cântărețul Secret. Și? Ce trebuie tu să faci? Să recunoști cântărețul, okay, căruia noi îi dăm play. Okay. Cântărețul se prostește. Ok. Și are o voce ciudată, fără ca noi să-i dăm cu efect. A fost la voi aici, nu? Da sau nu? Ah, da sau nu, ok. Deci, mergem... dacă tu nu recunoști cântărețul, da, îți dăm și varianta în care el cântă normal, normal fără să se prostească, da? Uh-huh. Și hai să-ți dăm pe fani întâi primul cântăreț secret. Delia. Și poate vinul ăsta e prea amar. E Delia, nu? Eu te vreau acum mai mult de o noapte. Dacă nu știi, poți să apelezi la public. 021-252-2642. Publicul te haide, poate ajuta. Hai să apelăm la public. Răspunsul tău este Delia. Da. Dacă cineva are o altă idee, să sunați. E vin obsesii când e totul camal. Ne leagă bunii de iluzii trucate. Și poate vinul ăsta e prea amar. Că eu te vreau acum mai mult de o noapte. A? Mamă, cine? Cum? Cum să fie? Eu? Vreo idee? Pot să fiu eu, nu? A? Nu. Nu. Vreo idee? Blănoș 021-252-2642? Sau Florian? Florian? Rus? Păi da, nu ți-ai dat seama dacă e fată sau băiat? Nu, dar eu cred că e Delia. Preferi să rămâi cu răspuns final Delia sau preferi să îți dau să asculți normal și îți dau doar jumătate de punct? Nu, bine, hai, jumătate de punct. Da? Da. Sunt curios dacă o să-ți dai seama așa. Ia. Devin obsesii când e totul carnal. Ne leagă funii de iluzii trucate. Lidia Buble. Și poate vinul ăsta e prea amar. Că eu te vreau acum mai mult de o noapte. Lidia Buble? Deci, Lidia Buble ar fi răspunsul. Ai mai avut și Delia. Da. Când se prostea zici că era Delia, da. Iar răspunsul corect este... Alexandra Ungureanu. Nu cred, what? N-ai fi ghicită? Nu, dar never, nu are timbru al ei unic și inconfundabil. Cred că încerca totuși să cânte altfel. Pe normal? Cum să nu? La normal a avut un pic. Da, la normal, dar un pic, nu mult. Hai să vedem următorul cântăreț secret. Tasted like a cherry pop, pop, pop. Cherry pop, pop, pop. Tasted like a cherry pop, pop, pop. Fată sau băiat? Cred că e băiat, nu știu. Hai să luăm un telespectator. Un telespectator? Să sune un telespectator, dar avem... Care se uită la radio acum. Care se uită la radio în 20 de secunde maxim. Trebuie să sune cineva să o ajute pe Alexandra. Cine este cântărețul secret? Tasted like a cherry pop, pop, pop. Cherry pop, pop, pop. Tasted like a cherry pop, pop, pop. Deci chiar nu am nici cea mai vagă idee cine ar putea fi. Este băiat. E băiat? Da. Și Randy? Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, aș dori să spun și eu ce cântăreț este. Ce cântăreț este ea? Costioniță. Nu știu, tu hotărăște dacă e Costioniță. Nu sau... cred că nu? Nu cred că știe Costioniță să cânte fără triluri. Ielici, că iau, uiți, mulțumim. Mulțumim, deci avem o variantă, Costioniță. Ai mai zis tu Randy? Randy, da. Care este răspunsul tău final? Florian Rus. Așa cântă cântărețul secret normal. Tasted like a cherry pop, pop, pop. Liviu Teodorescu. Pop, pop, pop. Tasted like
Liviu Teodorescu. Da, bine. Și 1-0. De ce? Nu se pune, păi a zis după răspunsul final. Am cagicit. 0,5. Și ultimul cântăreț secret pentru tine. Avem așa. You make me dance, put me on, put me down, play a swap, make me move like a fan. Master saxo beat makes me dance, breaks me on, breaks me down, play a swap, make me move like a freak. Makes a saxo beat. Cine să fie? La fel, dacă ai nevoie de public. Doamne, da, haide să luăm publicul. Rubia, scris cineva? Ruby? Nope. Nope. Ajut și zic că nu. 0212522642. Îi mai dăm un play-uț. Da. You make me dance, break me up, break me down, play a swap, make me move like a fan. Zici că e Donald Duck. Makes me dance, breaks me up, breaks me down, play a swap, make me move like a fan. Bună dimineața! Neata! Cine să fie? Mira. Cum? Mira. Mira? Mira. Avem un răspuns, te gândești tu dacă e bine? Bună dimineața! Alo? Neața. Cine să fie cântărețul secret? Alexandra Stan. Aproape că ai înțeles cum se joacă treaba asta. Mulțumim mult de tot. Alexandra. E fată sau băiat, poți să-mi zici? Este fată. Da. Și dacă aud vocea originală, îți dau mai puțin și o să... Bine, Mira. O să termine acest concurs cu jumătate de punct. Bine, deci Mira. Sigur? Da. Nu vrei să... Ce? Ce? Vreau să ce? Bine. Deci, așa cântă cântărețul secret normal. You make me dance, bring me up, bring me Nicole Sherry. Down, play a swing, oare? Make me move like a freak. Mr. Saxo beat makes me dance, brings me up, brings me down, play a swing, makes me move. Rămâi la Nicole Sherry. Nicole Sherry, nu? Mr. Saxo beat. Ea știe. Cred că ea. Nicole Sherry. Oh. Și hai să-i dăm punctul întreg, dacă toți suntem aici, nu? Da, da. Asta a fost cântărețul secret cu Alexandra Stan. Ei. Dimineața Blano, de la 7 la 10, la Pro FM.